Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi, haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei, ajungând la Iordan, au tăiat lemne și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a întins mâna, apoi a zis, ridică-l, și a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Prin binecuvântarea Domnului și în această seară suntem în casa Domnului și mulțumim Domnului de părtășia pe care am avut-o până acum în cântare și în rugăciune și în mod special pentru cuvântul pe care frații l-au luat. Acum, după frumoasele gânduri pe care frațele au adus, mă rog și eu Domnului să-mi dea gânduri să puteți reține din textul ăsta biblic mai departe. Aseară am vorbit despre școala fiilor prorocilor, locul în care oamenii să învață să aprecieze unii pe ceilalți, învață să vadă ce-i bun la ceilalți, învață să vadă că Dumnezeu îi folosește și pe ceilalți și știu și să mustre atunci când e cazul. Creează o zonă așa de apreciere în care toată mustrarea este primită de toți ceilalți. Locul acela devine neîncăpător. Însă când devine neîncăpător, oamenii trebuie să apuce să facă alt loc mai mare, alt loc mai grozav, așa, mai bun să încapă. Și pe când se duc să taie lemne, spune Scriptura că fierul de la secure iese din coada în care era împănat și se duce în Iordan și se cufundă în Iordan. Și atunci fiul prorocului spune, ah, Domnul meu, era împrumutat. Pe vremea aceea puțini aveau unelte de fier. Și cei ce aveau, spunea cuvântul Domnului, că se duceau la filisteni, pentru că tehnologia fierului cunoșteau numai filistenii. Se duceau la filisteni să ascute. Iar cei ce aveau săbii în toată armata lui Israel erau câțiva doar cu săbii, atâta tot. Și cei ce aveau topoare sau secure le împrumutau unii la alții ca să poată tăi mai ușor. Și atât ăsta împrumutase fierul. Și acum pierduse fierul de la secure, rămăsese cu coada, coade, cos de topor mai găsea, de secure mai găsea, dar fier nu era. Și omul ăsta știa că trebuia să dea înapoi lucru împrumutat. Și a spus, ah, Domnul meu, problema mare, nu că s-o dus în apă, știu că dacă se duce în apă se cufundă. Problema este că trebuie să dau înapoi împrumutul. Stimații mei, există o regulă pe care n-am scris-o eu, dar care e valabilă. Un lucru funcționează foarte bine la proprietar, mult și bine. Până îl împrumuți tu. Cum l-ai împrumutat tu, cumva să strică. Iese fum din el, se tociește, absolut. Cel puțin o dată în viață ți se întâmplă așa ceva, dacă nu de mai multe ori. Problema este că nu că iese fum din el, nu că se strică, nu că se deteriorează. Problema este că trebuie să-l returnezi și îi spui la proprietar, domnule, îți cumpăr un motor de o putere mai mare, domnule, îți cumpăr ceva vopsit mai fain, îți cumpăr ceva mai nou ca ăsta a tău. Proprietarul spune, domnule, nu am nevoie, tu să-mi dai lucrul meu, domnule, ăla, eu sunt legat sentimental de el, eu îl folosesc de atâta vreme, ăla e a meu, tu ăla să-mi dai. Cum adică o funcționa la mine 20 de ani și cum ți-l-am dat eu și fum din el, dar cum poți să-mi explici așa ceva? Și încerc să-i spui, domnule, știu că e un lucru împrumutat, știu că e așa. Cele mai mari probleme le avem în domeniul ăsta și ar trebui să rămânem sensibili la aspectul ăsta. Uitați-vă aici, fiul prorocului care învățase la școala lui Dumnezeu știa că trebuie să întoarcă securea înapoi. E foarte bine de învățat și în pocăință lucrul ăsta. De multe ori împrumutăm de la frați. Împrumutăm cărți să citim, împrumutăm sticuri cu informații, împrumutăm anumite lucruri, dar uităm să le mai dăm și înapoi. Ar fi bine totdeauna când te uiți la o carte pe care ai împrumutat-o să spui, ah, Domnul meu, era împrumutată, trebuie să o dau înapoi. Trebuie să mai reîntorn anumite lucruri, să nu vă spun și de alte lucruri pe care ni le împrumută Dumnezeu nouă și noi trebuie să le dăm înapoi. Tocmai asta e subiectul din seara asta, valori pe care ni le-a împrumutat Dumnezeu și pe care trebuie să le returnăm și trebuie să avem grijă cum arată ele când le dăm înapoi. Prima valoare pe care vreau să vă spun că e împrumutată de Dumnezeu și pe care trebuie să avem grijă cum o dăm înapoi este viața. Spunea cuvântul Domnului în Psalmul 90 cu versetul 3 în felul următor. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întorceți-vă, fiii oamenilor, amin. Iubiții mei,
viața este timpul între certificatul de naștere și cel de deces. De foarte multe ori viața este foarte reprezentativă pe pietrele funerare, când scrie anul nașterii, liniuță, anul decesului. Liniuța aia reprezintă toată viața, de 70, 80 și 120 de ani care trăiește, dar liniuța aia reprezintă totul. Ăla e timpul pe care Dumnezeu ți-l împrumută ție, cu un scop bine definit. Nu toți se pot bucura de 70 de ani. Nu toți se pot bucura de o viață lungă și fericită. Unii au doar 30 de ani, alții au 20 ceva de ani, alții au 90 de ani, dar tuturor acestora Dumnezeu le dă viața cu un scop. Scopul omului pe pământ este bine definit de Creator. De exemplu, eu când mă duc să cumpăr un frigider, să-l aduc în casă, eu frigiderul ăla pot să-l țin în casă și să-l fac bibliotecă, să pun cărți în el. Dar cel ce a creat și a conceput frigiderul nu l-a făcut pe post de bibliotecă. Eu pot să iau frigiderul ăla și să pun un miraj cu haine în el. Dar cel ce a conceput frigiderul nu l-a făcut să fie dulap de haine. Cel ce a conceput frigiderul l-a conceput cu un scop ca să răcească alimentele și să le păstreze. Ăsta e sensul lui. Omul poate pe pământul ăsta să aibă diferite scopuri. Poate să strângă bani, poate să strângă diplome, poate să strângă un nume bun, poate să trăiască și să muncească, să mănânce bio, să trăiască cât mai mult și cât mai bine. El poate să găsească diferite scopuri, însă cel ce l-a creat i-a dat un scop bine definit. Și spunea Apostolul Pavel în fața filozofilor stoici și epicurieni în felul următor: Dumnezeu a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se selească, să-L găsească, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Scopul pentru care Dumnezeu ne-a dat 20 de ani, 30 de ani sau cât avem fiecare, este să-L găsim pe Dumnezeu. Dacă L-am găsit pe Dumnezeu, viața noastră a avut sens. Dacă nu L-am găsit pe Dumnezeu, cu toți banii de pe lume, cu toate prieteniile, cu toate relațiile, cu toate legăturile, cu șef de stat sau cine mai vreți voi, viața noastră este ratată. Înainte de a ne naște noi, nu noi am decis când ne naștem, ce să fim, în ce familie. N-a aparținut de noi, n-am dat noi comandă, ci cineva mai înțelept ca noi a pus următoarea întrebare: în ce perioadă a istoriei să se nască ființa asta? Ce să fie? Băiat sau fată? Unde să se nască? În ce familie să se nască? Și în anul 1900 și ceva sau 2000 și ceva, ai apărut tu, fără să dai comandă când să apari, ci cineva te-a introdus în lumea asta. După ce vei pleca din lumea asta, nu tu vei decide unde vei sta. Nu tu vei decide în rai sau în iad. Nu tu vei spune prieteni cu arhanghelul Mihail sau Anat. Nu. Altcineva decide. Singurul timp pe care Dumnezeu ți l-a împrumutat ca în el să decizi ce vrei să faci cu el este viața. Folosește-te împrumutul lui Dumnezeu. Poți să umbli pe unii vrei, poți să faci și vrei. Împrumutul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu îți spune, scopul pentru care ți-am dat viața este ca să mă cauți și să mă găsești pe mine. Viața noastră e făcută din trecut, prezent și viitor. E la cele trei timpuri. Trecutul nu-l mai putem schimba, viitorul nu-l putem atinge decât când ajungem. Singurul timp care ne este dat nou tuturor este doar prezentul. Imaginați-vă că fratele Martin predica mai înainte și spunea că Iisus Hristos este Domnul. Și eu trebuia să spun la ce a spus dumnealui: amin sau slăvit să fie Domnul. N-am spus, n-am fost atent, n-am spus, și poate și voi la fel. Problema este că nu mă mai pot întoarce înapoi și spun slăvit să fie Domnul la ce a spus el. Și atenție, sunt doar 5 minute sau 10 minute de când eu puteam interveni să spun așa ceva. Dar nu pot interveni în trecutul meu, spun: băi, am uitat să spun slăvit să fie Domnul, mă duc acolo și spun acum. Nu pot. Nu pot intra să mă duc ieri sau alaltă ieri. Nu mai am, eu doar trăiesc prezentul, atâta tot. Atâta tot. În viitor nu mă pot duce, că viitorul nu e meu.
De aceea mântuirea și salvarea totdeauna e la prezent, astăzi. De aia e singurul timp în care Dumnezeu operează mântuirea în viața noastră. Dumnezeu nu mă mântuiește ieri și nu mă mântuiește mâine, ci Dumnezeu mă mântuiește astăzi dacă accept mântuirea. Amin. De aceea, peste tot în Biblie, spune Scriptura, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, că eu, muritorul, intru în legătură cu cel etern doar la timpul prezent, doar astăzi, eu acum mă pot decide pentru Domnul, eu acum pot accepta mântuirea Lui Dumnezeu. Imaginați-vă dumneavoastră, pe calvare erau trei cruci, pe cea din mijloc era Domnul, pe una dintre cruci era un tâlhar, care tot tâlharul a rămas tupeist, și îi spune, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește pe tine și mântuiește-ne și pe noi, scapă-ne. Avea de gând să ducă iar la tâlhăriile lui. În continuare să-l mai scape odată, Domnul, ca să mai facă din nou. De cealaltă parte, era un tâlhar care și-o dat seama că-i capăt de drum. Și-o dat seama că totul se termină acolo. Și-o dat seama că a trăit viața aiurea. Și-o dat seama că viața pe care i-a dat-o Dumnezeu a folosit-o numai împotriva lui Dumnezeu și asemenilor săi. Și-a dat seama că totul e terminat. Și dintr-o dată se îndreaptă spre cel de lângă el și vede în el ceva ce ucenicii n-au văzut. Într-un bărbat de 30 ceva de ani, bătut bine, la stâlpul infamiei, cu o cunună de spin pe cap, părăsit de ucenici, bajocorit de culoată și lideri, vipurile, spuneau, s-a crezut împărat, s-a crezut Fiul de Dumnezeu, să se dea jos și voi vom crede în el. Și râdeau toți de el în starea aceea, cum era el acolo, prigonit și muncit de starea lor în situația respectivă. Și dintr-o dată tâlharul ăsta se uită la el și vede pe unul care are o împărăție, care va să vie cu putere și cu slavă. Atenție, frații mei, ai da credință. Când vezi un tip mușchiulos așa și care spune că are o echipă de oameni care îl va... Băi, îl crezi. Când vezi un om care stăpân pe sine, dar când vezi unul bătut, vezi unul în înghearele morții aproape, huiduit de mulțime, părăsit de prieteni, de ucenici, de absolut tot, și îi spui, Doamne, când vei veni în împărăția Ta, adu-ți aminte și de mine. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să-i spună, ascultă, măi, trebuie să mă uit să-ți văd cazierul, trebuie să mă uit să văd și tâlhărie ai făcut, trebuie să mă uit să văd gravitatea lor, trebuie să mă uit să văd o grămadă de lucruri. Nu, Domnul îi spune simplu, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru că totdeauna Dumnezeu operează la prezent, acum și aici, slăvit să fie Domnul. Acum și aici poți să schimbi totul. Totdeauna mântuirea ta e la un prezent. Mulți dintre dumneavoastră v-ați întors la Domnul cu ani în urmă, dar a fost un astăzi. Când te uiți în trecut, da, m-am întors la Domnul atunci. A fost un moment când tu ai intrat în legătură cu divinitatea, când ai acceptat mântuirea și de atunci umbli cu Domnul. Prin credință privești la Domnul Iisus Hristos, calci pe valurile încercărilor, toate te mai scufunzi, te uiți înapoi la El. Până câteodată când vezi că te scufunzi până la aici, chiar nu mai ai un stiuiț decât la El. Chiar nu mai ai. Și te ridici înapoi și mergi mai departe. Asta e viața de credință, nu ai altă altitudine. Dar viața ne este împrumutul lui Dumnezeu pentru noi, ca în ea să-L căutăm și să-L găsim pe Dumnezeu. Fericiți sunt oamenii care și-au folosit viața cum trebuie și L-au găsit pe Dumnezeu. Dacă încă nu L-ai găsit pe Dumnezeu, iubitul meu tânăr sau tânără, bărbat sau femeie care a venit în seara asta aici, gândește-te că Dumnezeu ți-a mai dat seara de acum. Nu știu cât ți-a mai dat, eu nu știu cât mai am. Nu-i problema mea să știu și nici nu mă interesează lucrul ăsta. Dar ți-a mai dat Dumnezeu zile ca să-ți atingi scopul vieții. Să-L accepți pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale și viața ta pe care o vei da înapoi să aibă sens, Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua valoare foarte importantă pe care o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi și care trebuie să o dăm înapoi, împrumutul lui Dumnezeu, este sufletul. Ne spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 12, despre un bogat căruia i-a erodit țarina. Omul acesta avea aceeași suprafață de teren ca și în alți ani. De pe suprafața aia de teren o mâncat el și nu știu dacă avea familie, dar dacă avea familie o mânca și familia lui. Nu a murit niciodată de foame. De iată că într-un an, marele agronom, care este Dumnezeu, i-a dat vreme de arat, vreme de discuit, vreme de semănat, apoi i-a turnat ploaie la timp, apoi i-a dat căldură la timp, a făcut să crească recolta și i-a dat și vreme de secerat.
Și omul ăsta a intrat într-o dilemă, avea o recoltă îmbelșugată și nu știa unde să-și mai pună rodurile. Și atunci el face o declarație și spune în versetul 17, în felul următor, din capitolul 12, și el se gândea în sine, deci el nu vorbea cu voci tare prin o gradă, în sine se gândea. Probabil noi spunem, domnule, când un om gândește în sine, cine-i poate citi gândurile? Observăm imediat, spune Sfânta Scriptură. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grănarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și cam asta a fost și gândea el. Atenție, nu vorbea cu voce tare ca cineva să-i citească măcar ce vorbește pe el. Nu, se gândea înăuntru lui, lucrurile erau clare ce va face el. Următorul verset, în schimb, schimbă total ecuația și spune așa, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea asta, ți se va cere înapoi sufletul și toate bogățiile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Cine a intrat pe fir și a văzut și gândea el în sine? Cel ce poate să citească gândurile și ăla e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Noi ne uităm după ce spun oamenii, frate, n-am vrut, deci sincer, n-am vrut să-i zic ceva rău lui fratele, n-am vrut să-i zic. Când ne va judeca Dumnezeu, nu ne mai judeca după declarațiile noastre, că am vrut sau nu, ne va lua după ce am gândit noi în sine, las că-i arăt eu lui, după aia ne va judeca. Vom sta în fața lui Dumnezeu și de-aia judecata lui Dumnezeu va fi după dreptate prin Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Însă, frații mei, mentalitatea lui, mentalitatea noastră, sufletul e a meu. Dacă vreau să-l duc la stadion, îl duc la stadion. Dacă vreau să-l duc în biserică, îl duc în biserică. Dacă vreau să-l duc la discotecă, îl duc la... E și-a meu, e proprietatea mea, fac ce vreau cu el. Stimații mei, sufletul este partea imaterială din noi, pe care Dumnezeu ne l-a împrumutat ca noi să-l menținem în curăție și sfințenie. Și atunci când noi facem un bine, lăuntru sufletul nostru, sâmbi grozav. Când noi facem un rău, sufletul nostru parcă-i bătut. De ce? Pentru că e partea aceea dinăuntru care dorește să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne l-a împrumutat. Prima minciună pe care ai spus-o colegului tău de bancă, e o pată pe sufletul tău. Radiera pe care ai furat-o de la celălalt coleg de bancă, este o pată pe sufletul tău. Sufletul adună tot petii continuu, înjurătura pe care ai făcut-o, dorința păcătoasă pe care ai avut-o asupra unei fete sau unui băiat, invidia pe care ai avut-o, este o pată pe sufletul tău. Și la un moment dat sunt oameni care spun, domnule, cum aș putea eu să spăl petele astea? Pentru că eu trebuie să dau sufletul înapoi. Când vine Dumnezeu și cere inventarul și spune, îmi dai sufletul, nu contează că ești prințesa Diana a englezilor. Nu contează că ești regele Mihai a României sau nu contează că ești, nu știu ce, general irachian. Să rezolvi, pleci, ai lăsat totul aici, predai inventarul cu tot cu iniele, cu tot să-i pleca de lumea asta. De ce? Pentru că predai inventarul pe loc. Câți lucruri organizate de oameni, câți cutremuri, câți boli, câți virus, tu predai inventarul și ai plecat de aici, predai sufletul. La câte mormântări n-am fost? Unde logodnică era în sicriu și logodnicul plângea, din sicriu logodnica parcă ne-ar fi spus, aș fi vrut măcar să fiu îmbrăcat în rochii de mireasă, aș fi vrut poate să-mi văd primul copil, aș fi vrut, dar nu eu dețin controlul. Am fost la mormântări unde era tata la 5 copii acolo, din sicriu el ne spunea, aș fi vrut să-mi văd copiii mari, aș fi vrut să mă duc de mână cu ei la biserică, aș fi vrut, dar nu eu dețin controlul. Pentru că controlul deține Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și El cere inventarul pentru că e împrumutul Lui. Tu n-ai dreptul să-L ții. Nu contează cine ești și vârsta ai. Nu contează. Predai inventarul. Însă când îl predai, cum arată el? Arată ca un jaguar numai cu piete așa pe el? Nu uitați, stimații mei. Dacă piete de pe sufletul nostru s-al duce cu post, cu rugăciune, cu fapte, cu bani dăruiți, găseați în Biblie, scris foarte clar, oameni buni, postați, rugați-vă pe zi de 200 de ori. Unii sunteți, vă plecați, vă rugați.
Minciuna poate fi iertată prin canonul ăsta. Curvia poate fi iertată prin canonul ăsta. Hoția poate fi iertată prin canonul ăsta. Dar păcatele nu pot fi iertate, cele mai mici păcate nu pot fi ispășite de noi. N-avem calitatea asta. Ca un păcat să fie ispășit, păcatul se ispășește conform graficilor biblice doar prin sânge. Și acel sânge trebuie să fie curat. Tot sângele din lume, asta e întinat, e virusat. E ca și cum te-ai duce și ai nevoie de o transfuzie de sânge, dar tot sângele care e plin de HIV, de SIDA. Tot sângele. Tu vrei sânge să mai trăiești, să fii transfuzat cu sânge, dar tot sângele este virusat. Tot ce s-a născut din Adam este virusat de păcat și nu poate să transfere sângele la supra ta ca tu să trăiești. De aceea a venit din ceruri cineva care e mielul lui Dumnezeu, care a avut un sânge scump și curat și pe care l-a dat tot pentru noi. Și când soldatul roman a înfipt sulița în coastă, a curs sânge și apă, arătând că s-a dat totul, ca fiecare dintre noi să avem parte de o transfuzie, ca viața noastră, ca sângele nostru să fie spălat și curățit prin jertfa lui Iisus Hristos. Toată jertfa lui Iisus Hristos este cumulată în sângele ăla, ispășitor, curat, care a venit pentru noi. Încă o dată vreau să vă spun, nimeni nu-și poate ispăși o mică minciună. Nimeni. Nu avem cum, nici cu fapte, nici cu post. Dacă se putea, frații mei, cu ceva ce am putea noi, nu mai trimitea Tatăl pe singurul Fiu de aceeași natură și esență cu El. N-avea sens, n-avea rost. Și totdeauna când noi venim și spunem, las că am făcut ceva, timpul iartă. Las că am făcut ceva și nu trebuie, las că trece Dumnezeu peste. Vreau să-i spun lui Dumnezeu, de fapt, tu degeaba l-ai trimis pe Fiul, cât timpul trece. Frații mei, nu. Toate păcatele noastre, mici și mari, nu le putem ispăși noi. Cu toate câteodată credem asta. Frate, am greșit, stau botos 2 săptămâni de zile. Să vadă Dumnezeu că eu mi-ispășesc păcatul. Frate meu, nu ispășești păcatul că stai tu supărat. Soră dragă, nu ispășești păcatul că plângi toată noaptea. Uzi nu știu câte pierni cu lapte. Cum am putut eu să fac așa ceva? Uite că ai făcut. Uite că ai făcut soluția. Nu să stai să plângi. Că nu ți-l ispășești. Vii înaintea Domnului, recunoști păcatul. Am făcut prostia. Nu pot să-mi ispășesc păcatul, că sunt doar un om amărât din lumea asta. Dar știu că există soluții, sângele Domnului Iisus, mă pocăiesc și mă las de El. Amin. Și după aceea te ridici din nou și spui, Doamne, curățit și spălat în sângele Tău, încep să-ți cânt o cântare de biruitor. Doamne, ajută! Că n-ajută la nimic să stai o lună de zile supărat acum. N-ajută nimic să te expui din nou dururilor de autocompătimire, că stă-te pe lângă tine în momentul respectiv. Ci trebuie să te ridici și să mulțumești Celui ce stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru tine. Însă, frații mei și stimați ascultători, petele de pe suflet nu pot fi iertate prin eforturile noastre, ci doar prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Ți-a dat Dumnezeu un suflet, ce faci cu el? Îl poți chinui? Îl poți salva sau îl poți pierde? Sunt soluțiile biblice, le găsiți cu toate în Biblie. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde? Sufletul. Tu îl poți pierde încărcat de păcate, încărcat de vicii, sufletul tău poate fi pierdut. Și împrumutul lui Dumnezeu și trebuie să-l dai înapoi. Rămâne pe fundul râului Iordan acolo, trebuie să-l dai înapoi. Cum îl dai? Cum arată? Chiar dacă l-ai recuperat, l-ai spălat în sângele Domnului. Fiecare credincios are posibilitatea asta. Fiecare credincios. Puterea diavolului în viața noastră este tocmai prin păcatele astea. Când diavolul ne înșală, ne prostește să săvârșim un păcat, păcatul acela nu-i de la Duhul Sfânt, ci totdeauna e de la diavolul. Știi ce facem noi cu păcatul ăla de obicei? Îl băgăm sub preș. Spune, las că trece. Am făcut și eu o aroganță, am scăpat un lucru, ceva, îl băgăm acolo. Nu, frații mei, orice marfa diavolului, dacă nu ne pocăim de ea, îi dă dreptul diavolului să intre în viața noastră. Spune Sfânta Scriptură că Iuda, unul dintre apostoli care a făcut semne și minuni, a tot băgat mâna în pungă, nu lua toți banii niciodată. Lua mai puțin, ca să mai rămână. Tot a luat bani. N-a intrat satana niciodată în Matei, toată ziua Matei umbla cu bani, că a fost vameș. N-a intrat nici în Petru, care era foarte impulsiv. Spune Scriptura că în noaptea trădării, satana a intrat în Iuda. De ce în Iuda și nu în ceilalți? Pentru că Iuda avea pistoc, păcat nemărturisit.
nespălat. Frații mei, să nu vă mire faptul că în lumea evanghelică avem oameni care nu dorm. Să nu vă mire că în lumea evanghelică avem oameni care câteodată au anumite stări. Să nu vă mire. Câtă vreme nu iertați, câtă vreme aveți păcate pe care nu vă lăsați de ele, dați dreptul chinuitorilor peste viața voastră. Chiar dacă ați fost cândva botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, chiar dacă cândva vă folosi Dumnezeu, trebuie ca păcatele care vin asupra noastră și ne înșeală diavolul să le facem, păcatele trebuie să mărturisite rapid și lăsate, Doamne ajută! Altfel, cumul ăsta face ca la un moment dat diavolul să aibă dreptul să intre acolo. Și dacă intră acolo, frații mei, dacă intră acolo, poate pune altceva. Poate pune vânzare, poate pune sinucidere, poate pune tot felul de gânduri, ceea ce a făcut la Iuda. A intrat prin dreptul acela. Vă amintiți ce șmecher fura Iuda? Nu s-a prins nimeni. Noi care citim Evanghelie, când spune Scriptura, Domnul Iisus la un moment dat îi adună pe toți și spunem că s-a întristat și ăștia au văzut întristarea de pe chipul lui și întreabă, Doamne, care e situația? Și Domnul începe, unul dintre voi mă va vinde și ei știți ce încep să spună? Nu începe să spună, bă, Iuda, bă, dar până aici ai ajuns, mă, eu știam că mai așa am bănuit ceva. Nu, nu, toți au început fiecare să întrebe, nu cumva sunt. Nimeni nu-l bănuia pe Iuda. Știți că e un mare har să fii prins? E un mare har să fii prins. Ți se dă posibilitatea să te pocăiești acum, slăvit să fie Domn. Iuda nu l-a prins nimeni. Aia a fost tristețea, nimeni nu l-a prins. Și pentru că nu l-a prins nimeni și a avut păcatul pe stoc, pe suflet, l-a avut pe suflet, de-aia diavolul a intrat la el. Uitați-vă ce frumos spune Domnul. Iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic pe strada asta. Dar el n-are nimic în guvernul ăsta. Nu, nu, n-am eu treabă cu guvernul și cu strada. Eu am treabă cu mine. Noi nu o să schimbăm niciodată societate care va merge din răul mai rău. Eu nu pot să o schimb niciodată pe soacră mea. Eu nu-ți pot schimba niciodată păstorul, că vreau eu să-l schimb cumva. Eu nu-ți pot schimba niciodată dirijorul. Eu nu pot schimba niciodată pe nevastă mea, n-am cum. Dar eu pot ca înăuntrul meu să-l am curat. Doamne ajută! Cele mai mari probleme pe care le avem noi este că dorim tot să schimbăm pe alții, numai nu ne schimbăm viața noastră. Numai lăuntrul nostru încărcat de piete. Cum vă spuneam aseară, ne uităm numai la păpădia ăla din așa, dar nu uităm că la noi e plin de păpădie și de galben la florile alea în curtea noastră. Stimații mei, de-aia e important să fim atenți. Noi vom preda inventarul, ne-a împrumutat Dumnezeu sufletul. Cum arată el? El este curățit? Greșim, ca și credincioși. Ne-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta și mai păcătuim, frații mei, orice invidie, orice răutate, orice vorbire de rău, este păcat. Ca să nu vă spun că câteodată de neveghere spunem anumite lucruri, ne mâniem, toate astea sunt păcate. Dar mulțumim lui Dumnezeu că la dreapta Tatălui avem pe cineva care ne înțelege și sângele lui ne curăță de orice păcat și orice fără de lege. Lăudat să fie Domnul! Și asta e frumusețea pe calea Domnului, pe calea pocăinței. De aceea, într-o zi, va trebui să dăm împrumutul înapoi. Cum arată el? Frumos spune cuvântul Domnului în Eclesiastul. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Obișnuiește-te în fiecare seară să-ți faci o evaluare a hainelor tale, a sufletului tău. Obișnuiește-te. Sunt lucruri pe care trebuie să le îndrepți. Sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvi. Dacă îți aduci aminte de ceva, rezolvă imediat. Dacă nu poți atunci, aștepți până a doua zi, dacă îți dă Dumnezeu. Dar rezolvă, ești conștient de lucrurile respective. Obișnuiesc să fac asta. Obișnuiesc. Câteodată eu sunt mai lejer cu mine, așa. Când mă gândesc peste zi, m-am întâlnit cu cutare, am spus așa, bine, ok, e fain. Da, cumva conștiința mea vine și spune, de-aia zis un lucru cam aspru ăla, dar e și trebuia lui, ia să mă culc eu. Dar Duhul Sfânt vine și spune, nu-i trebuia lui așa, din partea ta, poate din partea altuia. Dar din partea ta nu-i trebuia așa ceva. Le mai spun la frați câteodată că lucrurile astea sunt... Odată am fost într-o seară la o ședință de comitet, cum avem noi așa, și un frate a ridicat o anumită problemă la care n-avea dreptate. Dar eu, fiindcă am vrut să-i dau o lecție, i-am vorbit puțin mai aspru. Ceea ce am spus nu a fost rău, a fost corect, a fost ok, din punct de vedere biblic și teologic, a fost bine.
felul în care am spus eu lucrurile alea, când l-am prins la colț, felul cum le-am spus, au fost cam apasate. Bine, s-a terminat ședința de comitet, frumos, pe la vreo oră 11 seara, m-am dus și eu acasă, când să mă culc, am făcut retrospectiva la haină, la suflet. Păi s-ar putea să mă duc. Când m-am uitat așa, domnule, tot a fost ok, în limitele normale, dar discuția din seara asta, dar trebuia să-i spună cineva la omul ăsta, că el era greșit teologic, efectiv o luase cu lucrarea Duhului Sfânt și spunea niște treburi care nu erau, e ok. Și am zis, trebuia să-i spună cineva, dar Duhul Sfânt dinăuntru mi-a spus, da, trebuia să-i spui lucrurile, dar tonul pe care le-ai spus și ești mai în vârstă ca tine, nu trebuia să-i spui așa de apăsat și în fața la ceilalți. Puteai să spui mai calm, așa? Da, puteam, dar fiindcă tot l-am prins la colț acum și aveam eu câteva datorii față de el, acum le-am deplătit pe toate, suntem chit. Duhul Domnului spune, nu e ok. Nu-ți cer să rezolvi problema la ceea ce ai spus, ci cum ai spus. M-am uitat la ceas, era 12 și eu nu puteam dormi, Doamne, mâine dimineață îți promit că îl sun, numai ca să pot dormi. Am dormit, a doua zi m-am sculat la 4, că trebuie să plec cu avionul undeva de la Suceava, pleacă avionul la 5:30, o trebuie să mă scol, am plecat, am ajuns, nu puteam să-l scol pe om la 4 pe aeroport, am ajuns la București ca să fac o mică escală și între escale, la 8 și ceva, l-am sunat. Și am zis, frate, trebuie să te sun, sunt la aeroport la București. Gata, ai plecat, păstorul, deja, da, plecat. Vreau să-ți spun ceva, Duhul Domnului mă mustră și eu acum mă mustru pentru discuția ce am avut-o aseară. S-a lăsat tăcere partea cealaltă. Și el îmi spune, frate păstor, dar am avut o discuție așa bărbătească, ca între oamenii lui Dumnezeu, care, da, a avut o discuție, nu-mi cer scuze de ceea ce ți-am spus, dar tonul prin care ți-am vorbit ție, ca coleg al meu și ca slujitor în biserică, te rog frumos să mă ierți din nou tăcere. După care îl aud, zic, băi, îmi spui, mă iert sau nu, că eu pierd avionul celălalt acum, spune-mi ce fac. Și el îmi spune mie, frate păstor, cu o singură condiție vă iert, dacă mă iertați și pe mine că v-am provocat. Zic că asta nu e o problemă, chiar te iert cu plăcere, dar problema e să rezolvăm asta. Știi că lucrurile astea, dacă le lași sub călăuzirea Duhului Sfânt, îți arată, Domnul? Știi? Nu trebuie să te îmbiețe nimeni, să vie cineva să spună, toată adunarea vine și îți spune, băi, bine ai zis, nu ala la adunare generală, era și femeie, să-și copchie acolo, bine că ai zis, băi, trebuia să-i zică cineva. Te duci acasă aplaudat de tot adunarea, Duhul Sfânt nu te lasă să dormi. De ce ai fost nesimțit? Nevasta era acolo, copiii erau acolo, trebuia chiar să-l faci de râs pe omul ăla în adunare, măi? Nu poți dormi. Tot lumea te aplauză și Duhul Sfânt spune, curăță-ți haina, măi, curăță-ți haina. Suntem gata să avem hainele curate, să ne ajute Dumnezeu? La asta ne îndreamnă Biblia, la lucrurile astea. Dați-mi voie, v-am vorbit de două valori importante care ni le împrumută Dumnezeu și pe care trebuie să le dăm înapoi. E viața și sufletul. Dar mai sunt. Voi face o mică aplicație practică a unui text biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Matei, capitolul 13, cu versetul 45, spune Scriptura așa. Împărăția cerului se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Știți ce e important, frații mei? Una dintre interpretările acestei pilde este următoarea, ca să nu dau toate celelalte interpretări, vă voi da o interpretare pe care vreau să o aplic la învățătura din seara aceasta a lucrurilor împrumutate. Noi suntem negustorii care căutăm fericirea, care căutăm împlinirea la diferite tarabe prin lumea asta. Căutăm la muzică rock, poate ne împlinește. Căutăm la bani, la euro, dolari, poate ne împlinește. Căutăm fericirea tinerii, la mașini, la cât capacitate cilindrică, cât face pe 100 de metri, poate ne împlinește. Ca alții caută fericirea la diferite aventuri, poate îi împlinește, dar nicăieri nu găsim fericirea. Nicăieri nu găsim împlinirea. În toată lumea asta există o grămadă de tarabi care vând surogate de fericire, dar nimeni n-ajunge fericit. Există un negustor care are un mărgăritar de mare preț, care oferă fericirea, împlinirea și satisfacția. Și ăla Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Când un om vrea să aibă fericirea și împlinirea prin Iisus Hristos, nu-i simplu. Foarte mulți spun, domnule, ridică o mână și îl primești pe Domnul Iisus. Nu, nu. Ca să-L ai pe Iisus Hristos și să te bucuri cu adevărat de fericire.
Că de foarte multe ori degeaba iei mărgăritarul, dar tu umbli după bani. Să vorbeam seara asta aici. Degeaba tu umbli și cu Hristos și după mamona. Nu poți să te închini la doi stăpâni. Totdeauna vei merge mai mult prin mamona. De aceea o convertire autentică este o tranzacție foarte clară. Și anume, vine Dumnezeu și spune, ai căutat fericirea în multe locuri, n-ai găsit-o. Fericirea se găsește doar în Fiul meu, Iisus Hristos, mărgăritarul de mare preț. Dacă ca să-ți-l dau pe Fiul meu și să te bucuri de fericire, trebuie să vinzi cât tot ce ai. De obicei, noi nu suntem, Doamne, eu vreau și pe Domnul Iisus, dar și bani, vreau și poziție, vreau și Domnul spune atunci, nu-i valabilă tranzacția asta pentru tine. Dar dacă vrei să-l ai pe mărgăritarul de mare preț, trebuie să dai tot ce ai. Să presupunem cu cineva, spune, Doamne, din câte am văzut eu copățit alții, numai nu găsi fericirea. La 95 de ani au avut femei, piste femei, divorțuri, recăsătorii, bani o grămadă, relații cu doctori, cu academicieni, cu cutare, cu cutare, și la 95 de ani declară, nu cunosc și fericirea. O stat la tarabile greșite. Și te întâlnești cu oameni care au crescut o casă de copii, cu năcazuri și probleme, oameni care nu au avut acces la cercurile înalte a societății și la concedii, la mare, la munte, coasta de Azur, și când pleacă din lumea asta, spune, am fost cel mai fericit om. Nu-ți poți închipui, singurul lucru care a făcut diferența, unul l-a găsit pe mărgăritarul de mare preț și l-a acceptat în viața lui dând totul, și celălalt n-a vrut pe mărgăritarul de mare preț și s-a luat cu lucrurile lumii astea. Să presupunem că în seara asta, tu te oprești în dreptul negustorului și îi spui, uite, vreau mărgăritarul de mare preț. Și negustorul spune simplu, trebuie să dai tot ce ai. Ce ai? Păi ce să am? Am o casă. Aia, eu dai mie. Ce mai ai? Bani cât ai? Doamne, am câteva sute de euro prin buzunar. Scoate-i, îi dai, stea să amin. Mai ai ceva la bancă? La ce? Mai am ceva acolo. Cu cardul, cu tot, cu conturi. Să amele, spune negustorul. Ce mai ai? Doamne, dar copiii mei rămân pe drumuri, copiii sunt mei. Și nevasta, și nevasta e mea. Ce mai ai? Tot de eu de acum locuiesc în mașină și mașina e mea. Și cum stau în cort, cortul e meu. Ce mai ai? Tot de eu rămân singur și tu ești a meu. Și după ce mi-ai dat totul mie, îți dau pe Iisus Hristos mărgăritarul de mare preț. În El se găsește toate comorile științei și înțelepciunii. În El se găsește tot ce ai nevoie. Și iubitul meu, îți dau înapoi casa, de-aia mea, și tu stai chirii la mine. Îți dau înapoi mașina, de-aia mea. Când e nevoie de misiune, nu spui și fac cu caușucurile sa mele, mașina e mea. Îți dau înapoi patul. Dacă vine un oaspete, te dai jos, dormi pe saltea și oaspetele doarme în pat, că e casa mea. Îți dau înapoi banii de la bancă, banii de buzunar, dar sa mei. Îți dau înapoi soția, e a mea. Ea nu-i sac de box, ea nu e o ființă în care verifici dacă ironiile tale prind sau nu. E împrumutul meu. Ai grijă ce faci cu împrumutul meu. Îți dau înapoi copiii, ai grijă de ei. Nu ai grijă prea mult de euro, de bani, de ei. Ți-i dau, stau 20 de ani în casa ta, după care pleacă. Ai grijă că atunci când pleacă să fii ca niște săgeți în mâna unui războinic și să fii țintite bine. Ți-i împrumut pentru o vreme, ai grijă, te dau înapoi și pe tine, ai grijă de trupul, de templul Duhului meu cel Sfânt, ai grijă, odihnește-te cât trebuie, când vii la adunare să nu te văd dornind pe bănzi și abar n-ai ți s-o cântat, trupul nu uita, e a meu, ți-l împrumut și ți-l dau pe Iisus Hristos să fie regele vieții tale. Frații mei, asta e frumusețea în creștinism, de-aia poți scoate bani, da, pentru lucrare. Că nu s-ai mei, umpli Dumnezeu înapoi. Nici nu știi de unde. De-aia pot eu lua mașina într-o parte în alta, când se strică, la un moment dat, poți să tratezi lucrurile. Când privești lucrurile așa, nu mai ești legat de ele. Vă spuneam poate altă dată că când am început să gândesc așa, efectiv, casa, toate celelalte, poți să fii smilie acum. N-am nicio treabă, sau Domnului, probabil vrea să-mi dea o casă mai mare, probabil vrea să mă scape din niște griji, din niște probleme. Nu am nicio treabă în domeniul ăsta. Vă spuneam întotdeauna, într-un an de sărbători, mergeam prin Suceava, toată lumea, de la
pare mi se v-am spus eu dumneavoastră asta, dar vă repet, toată lumea fugea după cumpărături, ca de sărbători, că zici că nu am mai văzut mâncare. Toți se duc după sărbători. Eu eram și eu prin oraș, mergeam liniștit, cu mașinile toți blocați, așa, undeva la o trecere de pietoni, era o mașină în fața mea și era roșu pentru noi automobiliștii. Și la un moment dat s-a făcut verde pentru noi. O fată tânără, nu știu ce-a văzut, ce-a vrut să facă, o sări pe trecere de pietoni. Primul din fața mea, cum la sărbători, o plecat de pe loc, a făcut verde și avem tăți treabă, o plecat de pe loc, după el și eu am plecat. Ăla când a văzut fata că a sărit, frână. Eu nu frână. M-am dus drept în el, drept în el. Nu s-o boțit tare mașinile, că nici nu aprindem, avusesem ceva viteză, dar oricât ne-am șocnit. Ăla din fața mea s-o dat jos, fata când o văzut s-o îngălbinit tot pe trei pietoni și-o fugit din niște blocuri. Asta după dânsa s-a făcut. Băi, omule, vin încoace, stai lângă mașina aici, unii fugi tot după fata. Bă, dar fata asta a sărit pe... Cine știe ce în acazuri așa? Dom'le, dar eu n-am nimic, dar dumneatale... Lasă, dom'le, cum să ne urăm și noi sărbători fericite acum? Lasă că eu rezolv problema, dumneatale, nu-i cine știe ce... Sărbători fericite, eu ai nevoie, ai vreo pretenție? N-am, domnule, că nici nu am, cine știe ce. Știți când gândești așa? Când mașina aia care o conduci, ia domnul și spui, Doamne, mașina ta a făcut accident cu șoferul, eu-s vinovat. Când gândești așa, nu mai ai lucrurile astea din care vin peste tine ca ceva de care nu mai poți să scapi. Toate sunt calculate, toate sunt așezate la locul lor. Casa, banii care ți intră, banii care ți ies, amenzele care le primești, îți calculate de undeva să vadă cum te comporți tu față de lucrurile respective. Că tot ce ai este a Domnului, slăvit să fie Domnul. Gândește așa? Frații mei, sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a împrumutat și pe care le avem. Uită-te la ele, uită-te împrejur. Am întâlnit oameni care au pierdut copiii, care au pierdut în accidente. Felul ăsta de gândire te face să fii matur. Sunt oameni care se strică de cap, dar sunt oameni care vin simplu și spun, a fost împrumutul lui Dumnezeu, m-am bucurat atât de mult de ei. M-am bucurat cum au început să meargă, m-am bucurat cum au început să... Așa, m-am bucurat. Dar dacă stăpânul a hotărât să ia împrumutul înapoi, ce pot face eu? Plângând, cu nădejde de reîntâlnire și-o condus morți la groapă. Dar mentalitatea asta schimbă gândirea. Că există unul atot puternic care împrumută anumite lucruri și le ia înapoi. Sănătatea împrumutată de Domnul. Văd atâția oameni care stau împrejur la lucrul ăsta, frații mei, că șchiopă de un picior și nu mai pot merge. Nici o problemă, încerc să mă tratez, dar dacă nu se poate, nu se poate, frații mei. Prima lege pe care am vorbit-o la o conferință, mă duc la frați. Mă duc la frații, îmi verific viața, dacă mai am piete pe suflet, le dau pe toate la o parte, cer la frații mei să mă ungă cu un de lemn. Dacă nu se întâmplă nici asta, mă duc la doctor. Dacă doctor n-are ce-mi face, accept lucrul ăsta. Păi până la toată urma piciorul ăla, ia Domnului, dacă el poate mă atinge, sunt o grămadă de îngeri lângă mine acum, mă poate, dar dacă vrea să merg șchiop la amvon, șchiop merg la amvon. Și eu mă duc așa la amvon. Cât o răsa Domnului, asta e situația. Nu mă cert cu Domnul niciodată, nu mă cert. El dă boala, El o ia când vrea El, binecuvântat să-i fie numele. Dar trăiești cu gândirea și cu mentalitatea asta care îți schimbă percepția asupra vieții. Constați anumit, nu-ți pui niciodată, băi, dar de ce am pierdut acolo? De ce salariul meu e mic? De ce în domeniul ăla? Cineva organizează toate lucrurile și dacă ești atent, până acum o purta de grijă în toate nevoile tale, slăvit să fie Domnul. Povestea un frate nu de mult. Că exista o firmă în România și un frate lucra la o asemenea firmă. Patronul, angajații, toți lucrau la firma respectivă. Și fratele era singurul din familie care avea salariu. Și la un moment dat patronul l-a chemat la el și a spus, noi nu mai avem nevoie de serviciile dumitale. De azi înainte ești disponibilizat, ești dat afară. Nu i-a căzut bine la fratele. S-a dus acasă și a spus nevasta, nevasta mai rău că... supărată, Doamne, de ce doar știi că ăsta aduce bani în casă, acum trebuie să ducă piunea pucă, că este de muncă în România, dar ca să găsești așa, mai greuți. 8 luni de zile, el ca el, dar nevasta comenta, de ce, Doamne, doar Tu știi, așa, de ce ai făcut asta? După 8 luni de zile a venit ANAF-ul, cu tot cu DNA-ul și a făcut un control la firma unde era el. Toți, de la director până la paznic, au fost arestați. Singurul care era liber era el. Au fost scos 8 luni de zile înainte.
de Dumnezeu și nu avea nicio treabă. Nu era implicat în ceea ce erau implicați ceilalți. Oricum nu-l întreba pe el de afacerile lor necurate, pe pocăit, nu-l întreba, nu-l implica. Dar era și el divizitat după aceea la un oarecare petențiar sau oarecare. Dar acum el era liber, acum cânta liniștit cu nevasta în casă, liber, pentru că și-o dat seama că Dumnezeu l-a păzit de, și de bănuială. Că știi că, băi, fratele cu tare e închis, e adevărat sau nu, dar mai mergem la el la pușcărie sau nu. Nu e încă condamnat, dar trebuie să fi făcut el ceva. Nu, domnule, l-a ferit Dumnezeu și de acuzații de genul ăsta. După 8 luni de zile și-o dat seama, băi, n-am mâncat eu pâine aceeași cozonacul ăla pe care puteam să cumpăr de acolo, am mâncat pâine mai neagră, mai intermediară, dar mărit să fie Domnul că nu slapăr n-ai acum. Dumnezeu știe cum să lucreze, slăvit să-i fie numele. Când îi împrumuți, când îți împrumută ții lucrurile astea, ele ca împrumutate. Trăiește înaintea Domnului. Dacă ți-o preți, închide o ușă, lasă-o închisă, nu mai da cu capul, nu vine cu jențele, poate te primește cineva. Nu, efectiv, acceptă voia Domnului, că El știe ce să-ți dea. Ah, Domnul meu era împrumutat într-o zi, va trebui să dăm socoteală de toate lucrurile împrumutate, va trebui să dăm socoteală de viața noastră. Ne-am atins țelul sau nu? Va trebui să dăm socoteală de sufletul nostru. Este sufletul nostru în păcat cu Dumnezeu? Este spălat în sângele Domnului Iisus? Și apoi de ce nu? O să trebuia să dăm socoteală de banii care trecut prin buzunarul nostru. O să trebuia să dăm socoteală de mașina pe care am avut-o. O să trebuia să dăm socoteală de trupul nostru, cum ne-am comportat față de templul Duhului Sfânt. O să trebuia să dăm socoteală de cum ne-am comportat cu soțiile, cu soții noștri. I-am ajutat în lucrare, i-am sprijinit, am făcut în așa fel încât casa Domnului și părtășia fraților să fie zidiți prin ceea ce Dumnezeu ne-a dat. De toate astea vom da socoteală. Întrebarea rămâne valabilă. Ah, Domnul meu era împrumutat. Trebuie să dau socoteală de el. S-a făcut o minune și s-a rezolvat problema. De asta discutăm mâine seară cu ajutorul Domnului. Până atunci, harul Domnului să fie peste noi. Și vă aș ruga, înainte de culcare, faceți o retrospectivă a zilei de astăzi, dacă puteți trece mai departe, faceți în așa fel încât în seara asta să puteți spune și voi ca cel din Eclesiastru, hainele îmi sunt albe și unde lemnul este pe cap. Amin.